Bună ziua! Astăzi, împreună cu invitata mea, Mitra Alexandra Ioana, în vârstă de 8 ani, elevă în clasa 1-a la Colegiul Național George Coșbuc din Cluj-Napoca, vreau să vă propun următoarea temă. Sacrificiu de pion pentru dinamism. Bună! Ai sacrificat un pion în deschidere? Bună ziua! Da, am sacrificat pionul în deschidere cu scopul de a-mi dezvolta mai repede piesele decât adversarul meu. Exact. De obicei noi spunem că e un gamit asta. Adeseori, sacrificiul de pion se efectuează în scopul dezvoltării rapide a figurilor, adică pentru obținerea unui avantaj de timp. Un astfel de sacrificiu poate fi numit sacrificiu pentru dezvoltare. Avantajul de dezvoltare poate fi creat și cu scopul de a genera dificultăți în dezvoltarea figurilor adverse. Cu ajutorul acestor sacrificii, reușesc fie ca o figură adversă să rămână nedezvoltată, fie ca regele să nu poată să facă rocada și astfel să rămână cu el în centru, fiind supus apoi atacurilor adversarului. Bineînțeles, acest gen de sacrificiu suportă și un risc, existând posibilitatea să sacrific pionul și să nu obțin nimic în schimb. Să vedem acum o partidă din poziția inițială. Alexandra, ce mută albul? Albul joacă E4. Da. Negrul se apără cu apărarea franceză. Da. Albul continuă cu D4 și face centru, da. Negru joacă D5. Da. Atacă în pionul din E4. Joacă cal C3. Da, și apără pionul din E4. Negrul joacă nebun B4. Da. Legând acest cal, ce se întâmplă? Leagă calul de rege. Exact, și din nou atacă pionul din E4. Astfel, albul este obligat să facă următoarea mutare. Ce mută albul? Albul mută pion E5. E5. Cum continuă negru? Negrul continuă cu cale 7. De ce face această mutare? Își dezvoltă calul. Poate să facă rocada după ce își dezvoltă calul și de ce nu? În viitor poate își dezvoltă calul în F5 să pună presiune pe pionul din D4. Cum continuă albul? Albul continuă cu piona 3. Atacă nebunul din B4 pentru că această legătură îl deranjează. Nebun bate la C3. Da. B bate la C3. Da. Și acum negru ce joacă? Negrul joacă pion C5. Ar fi greșit să-și dezvolte calul în C6 până când nu face această împingere de pion. Ar bloca pionul în C7, după care n-ar mai putea fi împins. Ținând cont că centrul este închis, atacurile se fac pe flanc cu ajutorul pionilor. Ce joacă albul? Albul joacă pion A4. De ce face această mutare? Înaintează cu pionul, dar A4 ca să elibereze nebunul din C1 să mute în A3 și să controleze diagonala A3-F8 unde negru nu mai are nebun de negru ca să poată să-l schimbe. Negrul continuă cu cal C6. Exact, deci continuă dezvoltarea, da, foarte bine. Albul continuă cu cal F3. Da. Și albul își continuă dezvoltarea. Negru joacă nebun D7. Da. Albul joacă nebun D3. Da. Negru joacă damă C7. Așa este. Albul face rocada. Da. Și negru împinge C4. Da, împinge C4. De ce face această mutare? Deci închide centrul total. Și atacă nebunul de atacă alb. Nebunul. Nebun E2. Acum când centrul este închis, unde va încerca negru să spargă lanțul de pion? Negrul va încerca să spargă lanțul la vârf. La vârf. Bun. Și ce mutare face?
E mută F6. Foarte bine. Ce joacă albul? Albul... Joacă turne 1. Da. Cu ce scop? Cu scopul să mute din nebun și să-și deschidă coloana. Așa este. Negru cum continuă? Negru continuă cu cal G6. Da. Atacând pionul din E5, de câte ori îl atacă? Îl atacă de 4 ori. De 4 ori. Și el este apărat practic doar de 2 ori. Ce răspunde albul aici? Albul răspunde cu nebun A3. Nebun A3, interzicând... Să facă rocada mică negru. Exact. Deci negru nu poate să facă rocada mică pentru că regele ar trece prin șacul nebunului în câmpul F8. Dar acest lucru îl face sacrificând un pion. Cum continuă negru? Negrul continuă... Se mulțumește cu pionul. Da. Deci bate, bate la E5. E5. Da. D bate la E5. Da. Cal ce bate la E5. Cal bate la E5. Cal bate la E5. Dama D4. Dama D4. Dama pune piesele, te rog, jos pe masă. Aici pe masă, da. Dama leagă calul din E5 de pionul din G7. Bun. Ce răspunde negru? Negru răspunde cu cal G6. Da. Albul joacă nebun H5. Da, albul să... refuză să bată pionul din G7. Da. Și preferă și leagă calul din G6. Și își eliberează coloana E pentru turnul din E1. Da, deci albul preferă mai bine să facă această mutare decât să bată un pion, să-și activizeze la maxim figurile. Cum continuă negru? Negrul continuă cu rege F7. Da. Albul continuă cu... pion F4. Da? Deci în astfel de poziție, când suntem mai bine dezvoltați, trebuie să încercăm prin orice mijloc să deschidem jocul. Ce înseamnă să deschidem jocul? Adică să provocăm schimburi de pion, astfel încât să se deschidă linii, coloane sau diagonale pentru figurile noastre. Ce răspunde negru la F4? Negru răspunde cu... turn H8. E8. Albul joacă pion F5, exact ce am spus înainte. Deci ca să deschidă jocul. Negru? E bate la F5. Da. Dama bate la D5 șac. Da. Rege F6. Da. Și acum albul cum continuă? Continuă cu... nebun D6. D6, celălalt nebun din A3. Un pic să te dai în partea dreaptă. Atacă să se vadă tabla. Dama din C7. Atacă dama și aduce și nebunul în atac. Dama ce... Da. Deci negru ce propune? Propune un schimb de regine, deoarece regele lui este sub atac și atunci normal. Fără regine, atacul ar fi mai greu de făcut. Oare ce crezi? Albul vrea să schimbe damele? Nu. Nu? Și mută damă de 4. Foarte bine. Șah. Rege F7. Da. Nebun F3 cu atac de damă. Da, acum trebuie damă să mute din damă. C8. Da. Și nebun de 5 șah. Șah cu atac imparabil. Imparabil. Foarte bine, Alexandra. Îți mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Cu plăcere. Atât pentru emisiunea de astăzi. Urmează problema emisiunii de astăzi. Problema emisiunii de astăzi. Alb. Rege C1. Dama D2. Turn D1. Turn H1. Nebun F1, nebun E3, cal B3, cal C4.
C3. Pioni. A2, B2, C2, E4, F3, G5 și H4. Negru. Rege G8, dama C7, turn A8, turn D8, cal C6, cal D7, nebun C8, nebun E7. Pioni. A6, B5, D6, E6, F7, E7 și H7. Enunțul problemei este: care este cea mai bună mutare pentru alb? Așteptăm răspunsurile pe mail la reșipion@tvr.ro. Cel care va răspunde corect la 3 din următoarele probleme ale emisiunii va fi invitat alături de mine la prezentarea unei lecții de șah. Vă mulțumesc pentru atenție, mult succes la rezolvarea problemei și vă aștept vinerea viitoare la ora 11:50 la o nouă emisiune. La revedere!